Dacă e pică cadavru până hartă după ce-l omor, înnebunesc. Eu atâta vă zic. Hai bă, ca și tu. Cu puțin respect și cu nesilită nimeni și cu stima lui... Aolo. Gata, am găsit... Nația mă... Urmață de Zerexan, ce faceți bă nebunilor, mă? Este momentul să ne jucăm Ark Survivale Evolve, sau cum îi zic eu, Ark Scârbă Nenorocită, dracului. No, am pierdut trai cu data trecută, doar că data trecută era clip când am jucat ultima dată, că nu mai mi-aduc aminte, dracului, am făcut o pauză. Pentru ceva motiv au dispărut toate cerințele, dar din comentarii, nici acum și bana ce-o drag cuvântul ăla ca să nu mai văd. Și acum că mă uit la spam acolo în tab-urile de la YouTube, așa, văd acolo, mă, toată lumea a spamat acolo, a vrut să testeze sistemul și unii cu voare să treacă dracu de chestia aia. Abar n-am cum și de ce, dar nu mai contează. Ideea e că s-au redus comentariile mele cu 70% de când au dispărut termenul de arc. Nu știu dacă am fost data trecută aici, ați fost și voi alături de mine când mi-am pierdut dracu traicu. Nu mai știu cum l-am pierdut, să-mi bag picioarele. Am pierdut și alozaurii. Aia cred că mai mult ca sigur nu o știi, dar mi-am pierdut alozaurii. I-am tras aici în capcana mea, nimai poftă și omorât stegozaurii și toate alea dracului. Nu știu cum, am vrut să trag un alozaur de aici. Ca prin minune, ăilalți doi s-au teleportat cu el acolo și a fost un carnage întreg. Vreau să-mi plăgesc spinozaurul ăla, asta ar fi una din ideile mele. Să trag spinozaura de acolo, de la mama dracu, de unde era, nu mai știu unde are spinozaura. Vreau să-l trag cu mine și să-l aducem în partea asta aici a dracului și să-l băgăm în capcană. Deși cred că e imposibil să aducă spinozaura de acolo până aici fără să nu moară dracu sau ceva. Între timp eu nu mai am resurse, mă. Am arbaleta, dar nu mai am săgez, mă. Fain, trebuie un stego, mă. Și singura problemă cu stegozaurul ăla că sunt prea mult în zonă și nu pot să-mi blânzesc unul singur, trebuie să-mi blânzesc pe... Sau puteam blânzi un bronto. Bă, mă, care am pteranodon ăsta blanao, romă de zbor al dracu de bine. Bă, nu știu, ala vocea mai mare binecuvântat. Dacă pierd pteranodonul ăsta, mă supăr al dracu. Ui, și ce mi-închip eu că o să mor la un moment dat. O să fac eu o prostie, o greșeală de aia clasică, marca T-Rex, și o să-mi dispară pteranodon de pe fața pământului. Aici, uite că am extins și baza asta, nu știu ce, m-am extins baza, dar cred că a văzut toată lumea, dracu, că am extins baza. Opa, am uitat să iau chestiile de bază, așa, trebuie să luăm chestiile de bază asta și asta. 60 de barcoce, bă, să-mi bag picioare, dar mână sfrijită are, mă, triscot al meu, dracu, nu-i stat să prindă și el o ceva, o verdeață mai bună pe acolo, nimica omul meu, atâta știe să facă. Ok, pentru săgeți avem nevoie de lens fac săgeți, mi se pare că jocul ăsta nu are, ba da, ai nevoie de fiber, de flint și de patch, așa, de lemn nu e inutil să faci săgeți, dar ce dracu avea nevoie de băț ca să faci săgeată, n-are sens bățul să faci săgeată cu el. Mare serie de săgeți face T-Rex, ești nebun la cap, o să lăsăm 100 acasă și le păstrăm pastele alte, dracu să le ia, așa, și acum ce ne mai trebuie, nu, bă da, vezi, asta e un tic ăsta la mine, să-mi bag picioare, dacă nu, asta e un tic. Imediat cum scot două cuvinte pe gură, al treia trebuie să fie o înjurătură, că altfel nu se poate, mă, și mai trebuie beriu, hai să mă luăm niște beriu, măcar pot să scot cu șorodactilul așa. Imaginează dacă crafting cum încetea șorodactilul, mă, taci, doamne, ce mă stresează sunetul ăla. Apropo, în partea asta aici unde zbor, eu sunt cuiburi de trodoni. Nu trodon, mă, dinonicus. Băi, dar tu știi câți dinonicus sunt acolo, mă, și am furat un ou. Bine, n-am furat ou, să nu mă înțelegeți greșit, ou n-a fost furat. A, da, și nu mă mai apropie de scheledoamnele alea, nu, aia nu se pot îmblăzi, m-am lămurit, da. După ce mi-a spus lumea de vreo 15 ori, te-ai vezi că nu se poate îmblăzi, dracu, nu fi prost, e un mini boss, așa. Ala. Am găsit vreo 15 cuiburi de dinonicus, dracu, am văzut că nu era niciunul pe lângă un cuib și am furat și un ou. Acum am dat cum să scot eu ăla de la aici, nu știu, că am pus 15 de torțe pe lângă aici, nu să pur și simplu să cloceau. Dracu, eu stau să clocesc cu un joc ăsta, dacă vreau să dau pumn din cap la dinozaur să iau somnul și după aia să ia auzi un raptor acolo ăla. Aia ar fi o adiție destul de bună pentru un random ăsta de teren, ia vezi mă voi încoa. Ale, unul din voi moare, ale. Unul moare, ala, aici, atâta, bată-vă Dumnezeu, cred că a fost cea mai proastă idee posibilă. Stai, ăla verde moare, mă? Nu ăla verde, mă, de ce moare la verde? Ale, dracu, atâta. Și acum te luăm pe tine, domnule, tu ești de-al nostru. E nivel 95, e bun, mă. Îi dăm cu boala în el, ale. Uite-l ce fuce, nicio treabă n-are. O să-mi blânzesc cu chestia asta niciodată dacă să mișcă în halul ăsta. Ale, l-am lovit, ești nebun? Atât am lovit din el, mai departe nu mai lovesc, să aduce la Dumnezeu. Poate dacă ar fugi și el în coamă, i-aș prinde o bolă de aia blană. Aha, hai că să duc dracu toate săgețile mele în râul ăsta. Stai locului! Doamne-al dracu raptor! Stai! Mai am boale, ce s-a întâmplat? Aaa, vine spre mine! Dă-i T-Rex, dă-i! Alai, au de capul meu, alai, dă-i în față, atâta! Fai de cam eu ce-mi dă ăsta, ești nebun, ăsta mă bate, mă! O, a intrat și pe lângă! Unde fuge? Alai, upa, am dat-mi pteranodon, ești nebun, mamă ce țint am! Alai! Doamne, ce raptor, alai! L-am luat, ești nebun? De fapt, nu știu ce m-a acceptat, e un raptor, ăștia nu se blândesc foarte greu. Ok, bagă-n el acolo, T-Rex.
Hai din cameră ce mă panicase seseră, ala e gata. Fă-te cameră, l-am văzut că vine așa spre mine menacingly, dracu, m-am panicat, dar nu știu de ce. La cules de mure, mai ceva ca trei stariu, o să prindem burghiul. Nu știu de ce, o să prindem un burghiul, dar prindem un burghiul sărbatic astăzi, ale. Fix așa în mers promozaura, gata. Dacă îmi blânziți promozaura astăzi, oameni, aici am burghiul, ala e. Fă-te cameră, uite așa îmi vin mie idei de nume. Sunt exact ca o companie de jocuri care lansează caracter după caracter în fiecare lor. Le zici, aha, bine că am luat un răhățel de pe jos. Afară de pe proprietatea mea! Bată-te Dumnezeu să te bată! Ala-i! Dar tu ce crezi că e aici? Unde crezi? Ca bufet, mănânci cât poți, vine nervezi pe trei, nu suport vecinii. Bun, va trebui să ne alegem un Stego, mă, iasă de ăsta ce nivel e. Aș alege pe ăsta mecanică, e frumos și e și nivel 120, între timp ăsta de aici ce nivel e? Ăsta nu mă interesează, ăsta era nivel 50, ok, o să luăm pe la mecanic, domnule, du-te mă dracu. Domnule! Veniți cu mine o secundă să vorbim despre salvatorul și mântuitorul nostru, Raptor Jesus. Normal că veniți. Ala, haide cu mine, ia uite-l ce vine, măi. El e Fast and Furious, dracu, versiunea Jurassic, haide. O să-mi pun mai multe nivele, pe movement speed, gata. Așa, movement speed în blană să fie T-Rex. Ok, planul e în felul următor, am putut să scot anchilozaurul din capcană, deci facem în felul următor. Să sperăm că nu o să lovesc dracu altceva. Ideea funcționează așa, o să trag săgeți în el, că oricum e încet ca răia stegozaurul, trag de cât în el acolo, nu trebuie să mă panichez, n-am nevoie de o capcană, măi. Du-te mă, parazaur, dar ce vreau să colectez astea, cum naiba culegi în tufele astea, asta nu înțeleg. Că arată ca dracu, uite nici tu la ele, na, unde e dracu, unde e hitbox-ul, aici e hitbox. De fapt nu, hitbox se numește la dacă trebuie pentru colegi, pentru astea, pentru așa. La plante cum se numește? Collect box. Să zice că sunt 30 de astea. Sunt suficiente. Hai să-mi blânzim bestia acum. Nu trebuie să-i dau un cap și totul va funcționa cum trebuie. Sper să nu-l atrag și pe altă acolo. Ia vreau un cap. Bată-te Dumnezeu să te bată. Ala-i. Iar acum face mare stradă. O, doamne. Deci cum poți să tragi pe lângă... Aolo. Cum poți să tragi pe lângă așa ceva, T-Rex? Explică și mie, T-Rex. Cum poți trage pe lângă așa ceva? E mai... Extraordinar, să moară caii mei. O, doamne ferească, nu da șef, unde n-ai bea la altul, că n-am chef să... Ai de viața mea, mă. Bă, dar mai da și pe ăsta somnul, dracu, o dată. Nivelul 120 ca nivelul 120, un steak, mă, ai de capul meu. E posibil să prea foarte mor aici, triscoțel? Așa e, triscoțelul, să murim aici? Ala e, ultima săgeată și cu asta la dormim. Yoink. Am înțeles, hai să-i dăm pumne atunci. Oh, no. Poate ar somnul să te ia, băi. Ai da. Ai de viața mea, dar pe ăsta nu-l mai adorme nici Dumnezeu, mă. Ala-i! I-am dat prea mult spum! Ai de cap meu, nu-i bine! Ce s-aude? Ai de cap meu, vine ceva spre mine, nu vine nimic spre mine. Bun așa! Cât i-am dat? Cred că i-am dat mai mult spum decât trebuia. I-am dat mai mult spum decât trebuia. Băga mi-aș picioarele în capul meu, dar hei, l-am luat! Al dracu, Dilo! Du-te, bă, raci, bă, că n-am chef de existența ta! Pointless creature! Du-te, dracule, să te duci! Mai vrei? Îți mai dă tiere dacă mai vrei. Ia, hai să-i tragem cadavrul acum. Ala, acum vii cu mine, domnule, mergem la dracu un pești. La ce dracu votați, mă, handica... Ai, de ca asta n-arată foarte ok, nu-i așa? Te ține mâinile alea. La dracu un pești te duci, bă, na, acolo stai. Tu nu-mi spui mie că ăla nu poate să iasă pe acolo, că strag una de tia somnul. Hai, da. Vino încace, mă, bestie, ești acolo, hai. Doamne, nu poate să iasă pe un spațiu de la atât de mare, ești nebun la cap, dar ce a făcut ăsta? A mâncat fructe de mare toată viața lui, ești dracu, dar... No, bine, hai să dormăm toată capcana. De ce dracu am mai construit atâta dacă trebuie să o dorm toată ca să iasă un anchilozaur din ea? Numai eu sunt singurul prost de lumea asta că a făcut o capcană pe un anchilozaur. Să-mi bag picioarele. Cea mai înceată creatură de joc o să-i să-i fac capcan. Să fac eu rost mai ușor de pierdă decât să tormentez creatura. Să iau la nivel 50, bată-te Dumnezeu, ale. Oricum n-ai trucut să mă lovești pe mine, mă. Calmează-te, ai de cap, era să mă pleznească, mă, ești nebun, ale. Dacă mâncă asta toată stamina, s-a zis cu mine, ești nebun la cap. Cu abilitatea lui de cripple, ia tot-i mâncă, ale, dă pielea încă. Na, uite de asta stegozaurul, oi de cam, cum am zis că stegozaurul e varză, ia să mă lovească, ești nebun, alai, nicio șansă n-ai, mă, tu te pui cu selirium, mă, fai de cam, nici de ce am dat numele ăsta, alai, de când mi-a trecut mie așa random până cap atunci, eu v-am zis că sunt ca o companie de joc care scoate caractere pe bandă rulantă, de când dau nume random, alai, aolo, exact ce ziceam, dar nu mai mă încetează odată, domne cât de însângerat e, dar nu mai moare, ce-ar fi, te rog frumos. Păi știe locul singur, treaba până e treabă, ala e gata, asta să vedem unde e naiba acea chestie de stego, atâta, uite-o aici, mă băiatule, atâta, bată-te Dumnezeu, am făcut roșii de piei, am făcut roșii de primii de care n-am nevoie, carnea asta o aruncăm și pe asta aici, că dă ce dracului, nu? Am uitat să-mi iau raptorul de coda, nu-i problemă, nu vă faceți bine, luăm noi și raptorul, nu vă dar stați voi, nu vă mai panicați atâta, mă, gata, vă Dumnezeu, ia-te așa, ce trebuie pentru o sadea de raptor? Ia-te, raptor.
rapatori, astea, în fiber, hai și wood, ala-i, facem și asta, măi! Mai multă stamina la tine și acum să facem saleaua aceea de raptor. Nația drept, a mai mor, bă, și tu, Doamne, ferească-te, Sfântul! Atâta, cu animație faină de murit, dar nu m-a interesat animația ta. Opa, ups! Am rezolvat, tu ești nebun, hai că l-am carbonizat. Ala, e raptorică, vreau mă încă. Na, îl păzești un cangur, ești nebun la cap. Le raptor, tu primești chestia asta. Și o să primești niște greutate în plus că tu nu prea poți să cari, ia să vedem. De ce e capabil raptorul ăsta? Dar nu mă interesează animațiile tale, mă bat atâtie Dumnezeu, lasă-mă să... Așa, ala-i. Se mișcă, gata, raptorul funcționește. Nu cine știe ce efectivitate în el, dar hai să-l testăm, ia să-mi pounce-ul ăla. Ioink, dracule. Haide, cam eu ce-am făcut, mă. Poți să fac pounce-ul ăsta? Ioink? Ala-i. Da, nu poți să fac pounce-ul ăsta, am înțeles. Haide, capul, ala-i. Bată-te, Dumnezeu să te bată. Mă, da, ce n-ai bata care creatura asta, mă, Doamne, ferească Dumnezeu. Bă, da, e frumos asta, mă, e roșu, așa, cu țepia roșie, oaie, e fain asta, mă. Ale, bată-te, Dumnezeu, opa, nu. Nu, din toată asta atacat din toate direcțiile de chestii de-astea. Na, știi ceva, hai să nu. Hai să ne retragem ciorlactil să mergem. Bă, raptorul încet, T-Rex încet, toate alea sunt încete pe aici, atât. Terandonul ăsta tot ar mâne baza, dracu, și rapid și toate alea. Stegosaur să-ți îmblânzești al dracu de greu, mă, ce ar trebui să fac eu în situația asta până să îmblânzești Stegou? Poate ar trebui să momezi spinozaurul ăla, nu-i așa? Adică dacă momezi și-l bag în capcane, are șanse foarte slabe să scape și atunci pot să-mi fac și toate chestiile care am nevoie, nu? Ok, zic că am putea să facem chestia, dar am putea în aceea și înseamnă să înțelegem de drag, mai e spine-ul ăla, poate nu mai e 3, trebuie să reparăm capcana. Ups, am atacat tricoad în greșeală, am înțeles. Ale, bată-te Dumnezeu să te bată, mă, pot ocupa un trike? Mă îndoiesc că să poate să face chestia asta, dar, ai de cam eu, vine și ălaltul. Selirium, nu te băga în trei, mă, am mutat că e pe pasiv, da, așa e, bună asta, Tierex. Opa. Bă, nu mai lasim Teranodon, mă, că vă mănânc, mă, ai de capul vostru, ale. Asta de nivel 100, asta nicio șansă n-are, mă. Ala, ia-te, poți da un pounce și nu merge. Opa, vin și ăilalți, stai că vin întăririle, mă, ești nebun, ala. Dacă am putea să țin dihania asta pe loc, ala. Aici, aici, la băieții mei de încredere cu armură, bă, stați că mă blocați. Ai de cap, mărinție, melee, gata, ala. Ne trebuie a ta, mă, creatură. Atâta, bate de zona, închirozauria vin după mine, se bați ea cu platoșa, alea, hai, dar vină încoace, mă, bestie. Ai tu pe, mă, ce nivel e ăsta, stai așa că nu e ok. Asta dă mai mult damage, ai de-a viața mea, ai, asta pot o greșeală. Mă, pteranodonul ăla mă scoate din ultimele minți posibile, du-te stai jos acolo undeva. Hai că moare, nicio treabă, n-are și nebun, ai de cap, mă, dar damage-ul ăla, mă, ce, knockback ăla, mă, ce stresant e, atâta, alea. Ale, hai las cu mine frații mei, acum va trebui să vă parcăm. Tu unde duci, mă? Ioink! Unde am văzut noi spine-ul ăla data trecută pe aici? Puteam să jur că... Aolo, meduze! Asta niciodată n-a fost un semn bun, să-mi bag eu picioarele. Văd ierbivore liniștite pe acolo, de spinozaur nu-i pe aici. Văd un nenorocit de cioroi de la care te atacă, dracu, da? Nu, dacă-s meduze aici, înseamnă că spinozaurul slabe șanse mai are să mai existe, dracului. Văd ichthyozauri care nu știu ce dracu vor să facă, vor să... Ai de cam eu cât ornitocherul sunt pe aici, ești nebun. Fai, nu cred că mai trece spinozaurul ăla, nu-i așa? Sau pe aici era, mă, unde dracul l-am văzut eu, că nu mai mi-aduc aminte. Un ornitocherul, dar aș vrea să-mi blânzesc, dar nu știu cât dracu să-mi blânzesc că e. Niciodată m-am apropiat de unul suficient de mult să-mi dau seama cum să-mi blânzește. Aș putea să caut pe Google, dar asta și o idee foarte bună pe Wikipedia pe acolo, dar cine dracu stă să se informeze? Învățăm pe parcurs, dracu, nu de-aia jucăm, hai. De-aia zice Ars Survival Evolved, ia peștile. Ce dracu, ia bă un Alpha Mega. Ai de cam un Megalodon de ăla, nu... Spinozaurul ai nicio șansă de supraviețuire mai avea. Dacă nu s-a dus pe uscat undeva, nicio șansă mai avea. Și când l-am văzut, era pe mijlocul apei de... ce e acolo? Ce e bă asta, am găsit o ruină aici. Există ruine pe harta asta, mă, ala-i nivel moca. Găsește ruina, fratele meu, Selirium. Pe aici, pe undeva trebuie să fie. Sau harta asta mi se pare că n-avea... Bă, adică locul ăsta atât impresionant, așa, nu știu, îmi place ruina asta, așa, îmi place două costa așa. Cutiuță pe aici? Nu cred că există cutiuță de experiență pe aici, nu-i așa? Decât un doc foarte înfricoșător, dracului, adică, dar nu, gândeai să sară un rechin sau ceva pe tine de aici, drept. Na, cine dracu ar construi așa ceva aici? Da, dropul la roșu acolo, ce dă ăla, nenea? Nenea, ce e aia? Nu știu dacă e chestie bună sau chestie rea, dar eu mă duc spre el, măi, altceva oricum n-avem de făcut. Până să-mi blândesc stegul ăla, până-mi fac și o rută narcoticele mele, blană, ce se întâmplă aici, mă? Ce este aia? Un rex, mă! Ia, băia, aolo, dar să bate cu sac de oase. Păi, de cam, există rex și aici, mă, fain, ne îmblăzim un rex astăzi. Progresă nu ăsta, ce nivel ești, mă? Au! Stai așa că vreau să văd ce nivel ești, ai de cam, mă. Ai, cred că e nivelul 100 și ceva. Ce este acest loc ciudat? Arată foarte interesant, dar nu știu ce să zic.
Ok, să sperăm că nu sunt dinonicuși pe aici, după cum ni s-au spus în legendele urbanii. Ala-i. Ușurol, domnule Terec. Iar acum du-te și verifică acel drop. Ia-se, din ce ne dă drop? Dă-ne-o, hopa! Uite, camelul am urcat pe tovarșul, protecția umană aici, fai de camelul. Na, nivel 70 pentru chestia aia, m-am lămurit, nu-i nimic util acolo, mi-am luat foarte mare sapă și nu mai văd dracu unde-i casa. Să-mi blăzește chestia, hai să mere la el, bată-te Dumnezeu. Ala, Doamne ferească, Dumnezeu, mă plictez atât tare jocul ăsta cât am făcut, am făcut dracu și cântatul. Vocea României mă caută, măi. Păi crezi că am zis, uite-te, știu că stau pe chestia să-mi blânzească. El mănâncă cât e 1% caimiu. Păi voi crezi că vă pus să te animații cu necru, dracu, ce mai fac eu pe acolo? Ia! Nivel 100, rinocerb. Bă, e utilă chestia asta la ceva. Nu-mi pasă, îl păstrăm. Ala, bă, dar urât arată, mă, uite-te. Rinocerul 90, ce naiba asta, mă, coșmarul. Ăsta o să zicem coșmarul utieri. 99.9%. Atâta mai e răbdarea mea. 0.01% cu anima asta. Până-i trag una de la puca anesteziile. Să nebunesc ăla că ăsta să mai îmblânzește. Asta parcă vezi că mai are mâncare în inventar. Ia să vedem cum o duce. În sfârșit, tu o să fii... Ciuber, ala, nu, o să fii Ciuber, gata, atâta, Ciuber, asta e numele tău, atâta. Am înțeles, Ciuberul a fost dobândit, hai să curățăm asta, ala, stai, asta nu poate să colecteze vegetale, să mor tu. Stai, și de ce dracu mai îmblânzi chestia asta dacă e inutil? Hai mă, hai de cap, ăsta nu poate să, doamne, stai așa. O, doamne, ce putea chestia asta? Așa, mă, gata. Ia, mă, și-a schimbat culorile, mă. Colectăm, până dracunie luăm. Ala-i. Știe, trebuie să vorbește, nu vă faceți griji. Atâta. Facem rote toate chestiile de care avem noi nevoie. Ia să-i dau jos o bucată. Tu-te, mă, dracu, daci. Ala-i, luați-l. Ala-i, vină-mi coace, mă, bate-te, Dumnezeu. Aha, hai că și poți să-l lovesc. Atâta, l-o mânca raptorul, ești nebun la cap. Bă, îmi place care stensurile astea în care schimbă culorile. Măcar au și tecurile astea ceva acolo aparte, să diferențeze de dinozaurii simpli. Ale, dă-mi coace. Na bun, îmblăzim Rex sau Alozaura asta, nu m-am decis. Dar ce dracu te-ai venit și tu în coace? Famă frumosule, te uit la mine, îți place cum arăt? Ala, ia ce-a bucat în cap. Ala-i. Ce-o treabă, ești nebun la cap. Atuta, bă, bată-te, Dumnezeu, tu dai la mine, mă. Ala-i, stai așa că îi dau mare creeper la fraier. Opa. Ala, ia uite ce l-am prins pe loc acolo, stai. Na, ce distractiv. Domnule Ciuber, aici ne oprim noi. Bun, da, așa, dăm și chestia asta încoace. Restul rămâne la tine acolo, bucură-te de ele, domnule, le-ai câștigat pe merit. Iar acum mai facem niște narcotice. Bag acolo narcoticele acelea blană. Bă, da, puține miez, mă, să mă apuci. Nu că mai am carne stricată, că e problema. Sunt toate împrăștiate ca dracu, paci. Dar nu e important, important este că ne permitem să cerți narcotice până ne pleznesc creierii în cap. Iar apoi, hai să mergem să luăm și nenorocirea cealaltă. Așa, mai bag niște stamin la tine. Iar acum să merem dracului. Zic eu să merem. O să mai pun niște stamine și la tine. Triscot, așa. Să merem să găsim un alozaur, măi. Ala-i. Alozaur pe care am văzut în partea că Rex-ul ăla sigur nu mai fac tu rost de el. Ala că e mort dracul dacă s-a bătut cu sacul ăla de oase. Cine s-a așteptat să te bată un sac de oase? Tu ești mare prătură, Apex, tronozaur, dracu, speri pe toată lumea. Bagi frica în sân și lui Bill Gates, dracu, și te omoară un sac. Ia alozaur aici. Aici ați mai aproape decât aș fi crezut, ești nebun. Ok, câți alozauri sunt acolo? E ăla roșu care e fancy. După care că nu pot să le văd nivelul, asta mă enervează. Și văd că-ți dă cât 2. După care să-l luăm. Sau să mă duc să încerc să găsesc un Rex, mă, dacă tot sunt Rex până apropiere. Ah, mă mănânc ochiul. Uite un Rex colonila, ia, mă. Fai și un neovenator de la nașpa, mă, bată-l Dumnezeu, că l-ai atât de enervant, ia în gură, te-ți muncește ca toți dracii. No, bun, deși ne interesează e Rex-ul ăsta, care e cam foarte mort, dar nu mai are niciun Dumnezeu pe lumea asta, săracu. Îl mănânc, ai de-a camion să bate cu pinacozauri de aia, nu-ți dă glumă cu ei, mă. Ăla nu poți da seama că e Dodo Rex, dracu, sau dacă e de aia, am înțeles ce e ăla. Ala, l-a omorât, bun așa. Hai da cu mine, domnul Rex. Zicam ca. Ia, hai da cu mine. Ala, avem nevoie de tine, te băgăm la colecția. Am uitat să repar capcana. De ce? Aoleo, ăla dă cripple, mă, așa e pinacozaur, cum i-a dat lui Henk al meu, a dat o oră de cripple. Câte lovituri și-a dat ăsta, că și-a dat 15 ani de cripple, ești nebun? Ok, o să mergem cu el, așa nu-i problemă. O să fie extrem de greu și o să fie foarte frustrant, dar măcar avem Rex-ul asigurat. Hai, da, bă, șmecherie pe felie, ești nebun la cap, hai să facem și un screenshot pentru thumbnail-ul ăla, blanaua lui T-Rex. Ia, audă thumbnail-ul aici, audă. Vă place thumbnail-ul T-Rex? Uite, că mi-o nu-mi place, că mi-o bucăți în cap. Îmi place că s-a săprimea pe peste tot mușcătate, arate unde l-am adus, ești nebun la cap. Fai de cam, mi-am ruinat viața toate creaturile astea. Uite, cam, ce amuzant mi se pare, dar nu știu de ce, cred că sunt eu prea sadic. Bă, dacă mai mușcă asta de multe chestii, mă dau jos și dau săgeți în cap acum.
Știi ceva, ar putea să fac chestia asta, la câți lone și-o luat bestia dracului. Ar putea la fel de mine să fac chestia asta după acum. Alai, alai, uite așa îi facem. Și aveți acum că îi trece din toată, îi trece slowness-ul ăla. Îi trece creeper-ul ăla și să vezi cum începe să ia la fugă după mine, paci. Vai de cap, na. Alai, alai, ia de în capterix, alai. Ok, ca și cu spatele, dacă merg dracu pe crouch, mă mici mai repede decât el. Să nu-l duceți pe seliriu, mai altă toată chestia, da? Ia, hai la pe aici, frate. Alai, mă, fai de cameo, asta e strategia, mă, îl pui să se bată cu un pinacozaur, orice apex găsești. Și uite așa îi împlânzi, le dai cât o oră de cripple, dracu. Că dă foarte mult cripple pinacozaur ăla. Nu știu, dăm câteva lovituri simple așa. Alai, alai, hai că și-a somn acum, nu mai are nicio șansă, alai. Vino jos, băiatul. Trebuie să-mi diversific vocabularul, că nu-i ok. Nu mă duc cuvinte ciudă. Dar nu te duce în apă, mă. Ia uite-l, mamă. Zici că e film cu slow motion. Atât am. Ai văzut ce simplu a fost? Și acum lăsăm să hămesească de foame și facem și niște alozauri. Mamă, cât de util sunt pinacozauri. Ești nebun, te să împlânzesc o armată pinacozauri. Să-i pun să bată cu tot ce mișcă. Bun, hai să găsim ceva care dă prime. Alozaurul ăsta cam place, e albinos, așa. Vreau un alozaur albinos, dar nu știu de ce. Ok, lăsăm pe ăla în viață. Ia pinacozaure și-l pune să se bată cu alozaurea, să le dă și la aștia cripple. Am găsit ia, asta e blocat aici. Ia, ala, al meu, al meu, e blocat, dă-l încoace. Ala, ala, hai de cam, sper că pot să iau carnea de pe el după aia. Știi ceva, o să stau aici jos. Nu e idee bună să stau jos, că mă împinge dracului, prostia naibii ce ești. Dacă-i pică cadavrul până în hartă, după ce-l omor în nebunesc. Eu atâta vă zic. Hai bă, ca și tu. Cu puțin respect și cu nesilit de nimeni și cu stima lui... Aolo... Gata, am găsit pu... Nația măi... Oh, hei, uite, alozaurul am face un serviciu! Stai așa, domnule, intervine T-Rex! Alai, dă-i fratele meu, alai, dă prime-ul ăla! Atâta, dacă rămân fără stamina lângă alozaurul ăsta, s-a zis cu mine, dar nu-i problemă! Da, mai am trecut trecut situația asta, să descurc el! Alai, băi... Doamne, cum o dispărut ăla până stâng, că mie nu mi-e să cred! Alai... Doar nu-l omorâ... Nu-l mânca, da? Îl lăsăm lui T-Rex, da? Ai de cap meu ce se aude pe aici. Alai. 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 Dăm și niște prime, băi. Bă, bată-te, dinozor, mai da. Ai de cap meu, de ce dai șop? Mai băgăm niște movements pe acolo la mine și la tine, mă, cioroi, ce să mai băgăm? Ia spune tu. Mai băgăm niște stamina, mă, cu cât mai multă stamina, cu atât mai bine. Rex-ul ăsta cum o duce acolo? Hai, bă, nu mai dansa. Doamne, ce mă stresează animațiile astea. Ia să vedem cum o duce acolo. Hangarul nu prea ți-a scăzut. Avea să-i arunc toată mâncarea așa din toată, da? Știi ceva, ia să o punem acolo, indiferent ce s-ar întâmpla, domnule, noi nu ne pasă. Noi venim să hrănim Rex-ul, ale, vină încoace, domnule. Ia de aici prime toată viața ta, numai prime să mănânci, atâta, bată-te, Dumnezeu. Ia de să îmblățești ochii. Ești nebun, aproape gata, ce nivel e ăsta? Nivel 20, m-am crezut că e nivel 30, nici nivel 30 nu e. Oh, doamne, ce m-am speriat, ferească Dumnezeu. Ala, Rexona, nu știu, zi acolo un nume tine, nu contează. Ah, da, improvizează-l, bun. Și acum să te ducem acasă și pe tine, domnule. Cu toate că utilitatea ta pe aici pentru noi e absolut aproape inutilă. Haida, vino cu acișa, haida. Oh, hei, uite, mamuți. De unde, bă, ce să bă, plouă cu mamuți, bă. Bă, plouă cu mamuți. S-a mort tu, patru mamuți la mine în curte. Asta și asta ce-ți la clip. Patru mamuți la mine în curte. De cap, bă, ia, mă, nivel 95. E vreunul important pe aici care îmi place. 89... Abar n-am de unde dracul a apărut patru mamuți la mine în curte, ești nebun? Să moară ca ai mei, că aici ai las pe ăștia, nu știu. Mă tentează să-i omor, dar parcă nu i-aș omor. Terex e sadic, patru mamuți la mine în curte. Luați! Opa, așa acum să zburăm dracu, daci. Așa să vedem de sus așa, eu sunt camera aeriană, eu sunt aici, eu sunt aeronava 014, alai. Avem aici un free for all între patru mamuți la mine în curte și creaturele lutiere ca să moară mai mult ca sigur. Unul dintre cei patru mamuți a dus dracul, mai sunt patru mamuți acum. Haide cam eu, totul se întâmplă așa cu o dinamică de asta aparte. Să mă bată Dumnezeu numai damage pe ăsta, tăt mă. Zici că e război, o, lor, Rex-ul ai mort. Am avut și Rex, băieți, ne pare foarte trist, ala-i. Sau poate că Rex-ul supraviețește. Haide cap eu, cum s-a dus Rex-ul la pământ odată cu mamutul, mă. Uai, n-a fost bine, să-mi bag picioarele, dar a fost bine. Ai, ai, oricum Rex-ul era inutil, mi-am pierdut timpul cu el degeaba. A, dacă știam că e nivel 30 nu mai îmblânzeam, îl omoram eu cu mâna mea, nu mai miroseam săgețile. Aia bă, dar nu mai moare, bă, dar dracu mă amuz, mă. Ala, ăla-i jos, ala-i. Și avem pel pe toată viața aici, să-mi bag picioarele, ala-i. Cei patru mamuți de la mine din curte n-au avut nicio șansă împotriva prădătoarelor mele de tot. Patru mamuți la mine în curte, ești nebun la cap, nicio treabă. Între timp eu nici măcar n-am curte aici, dar hei. O să spune că tot teritoriul ăsta este curtea mea, așa.
Și așa, gata, mă, avem toate structurile aici frumos asamblate, nicio problemă. Numai trebuie să ne aducem creatura noastră mult, mult prea fericită aici, care este un alozaur. O să păstrez bivolul ăsta cu coarne, mă, dar niciodată nu-i merez numele, mă. E prima chestie care mi-e cap, așa numesc când văd o creatură. Încu Rex, ia! Poate ne mai trebuie alozaur, zice T-Rex. Ia, mă, și așa cripple în prostie. Alai, nu-i chestie, rea. Poate moare și neovenatul ăla, că nu-mi place de el. Ce nivel ești, mă? Ce nivel ești, mă? Ce nivel ești, mă? Alai, arată nivelul creatură. 140, al meu, mamă ce mi-a dat, ești nebun. Să scoatem din zona asta periculoasă, că numai chestii n-aș pas pe aici. Acum e chestia de acolo, hopa. Un scap eu de raptor ăștia și, oh, god damn it. Cred că am adus tot Jurassic Park, pe nu contează, ne salvează neovenator la. Am vorbit eu că nu vă face, eu cunosc din liceu. Jos pe munte, frate, hai că nu pățești nimica. Am sărit eu și de mai sus, dracu, când eram în Afganistan. N-am fost niciodată în Afganistan, dar nu trebuie să știți vă, nu trebuie să știți ca să ne așa. Ok, trebuie să fac cumva să nu-și piardă ăsta creeper-ul. Domnule Rex, aș dori să am o vorbă cu domnule Rex, nu încoace și-a după mine. O, o luat și neovenatorul, a venit încoace. Mamă, dacă-l duc pe la casă am dat de belele. Haide, viața mea. No, 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 ui, 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 ui. Bă, dar de ce nu-l atacă Rex-ul ăla? Asta mă întreb eu oare. Haide, mă, vină încoace. Poate pentru că distrag atenția la două, ui, ai, ai, ce m-am mușcat. Yo, dă și cu coada neoven. Uai, de cam eu să-mi blânzim una dintre aia. Doamne, stricate neovenatorul ăla, nebun la cap, ar trebui să-i dea un nărț așa, că e prea scăpat de control, ia uite-te. Nani? M-a luat! Nu, mi-a luat pteranodonul! O, vai de mine! O, vai! Nu! Stai așa, poate dau follow? Ala e? O, nu! Nu! Așa, și acum să spunem că nu fuge spre mine chestia aia. Ia, domnule Rex, aici sunt, te rog, eu vino spre mine. Ce dracu am lovit mai acolo, că n-am lovit Rex-ul ăla. Ia stai așa, că vine prostul. Alai, dă-i în genunchi, alai. În genunchiul lui Ahile, dar nu are Ahile genunchi sensibil, are călcâi, dar nu contează. Alai, alai, hai că vine prostul. E bine, merem cu Rex-ul ăsta și omorând tot, mă, oameni. Să vezi cum fac eu la, să vezi ce fac la neovenatul ăla. Ce nivel era de-mi omor pteranodonul așa de ușoare, nivel, bine, avea 1000 HP, da. Mai contează, trebuie să-mi răzbun tovarușul, camaradul picat. Alai. Mamă, și n-am prime la mine, n-am nimic, mă, să-i dau ăsta. Fuiuiui, mă, dar cum s-a... Bă, am zis că fac cură dacă pierd teranodon ăla și... Nu mai cobesc în viața vieților mele. Ala-i. Ah. Cum am tras pe peste el, mă? Muzica asta începe să-mi ajungă dracul la... Ah, la nervi, ai de capul meu. Bă, ferească Dumnezeu, mai... Ca și tu, bă, că nu mi-am săgez, mă, mi-am 20 decât. Ala-i. Haide, haide, uite-te ce am făcut în cap, săracul. Mamă, i-a dat două shot-uri la aparatul. Băi, am crezut că s-a oprit muzica brusc într-o dată. Jocul ăsta nu încetea să mă urmească cu glitch-uri de sale. Aia, bă, calea, că tot i-am dat în cap toate săgeți, măcar să-i dau pe toate, să-l fac frumos, alai. Calmează-te, mă, că m-ai speriet. Hai de capul meu. Haide! Mi-am pierdut teranodonul din cauza ta, nu te pierzi și pe tine, mă, bată-te Dumnezeu. Ultima săgeată. Atât au fost din săgețile mele, uai un kangur. Hai de capul meu. Nu-l mai apăsta somnul. Bă, ce dracu, bă, câte săgeți să dai în chestia asta. Nu înțeleg, nivelul ăsta 4, dar pe bune am. Rex-ul ăla vine încoace să mor tu, că încă are agru pe mine. Coaie, nu-i ok, mă. Aolă, și tu ai timp să stai să te caci. Bine că da, avem timp de așa ceva. Cum o să mă cac eu pe mine? Ah, hai să curățăm repede chestia asta de aici. Alai. Bun, și acum nu știu ce naiba mă fac. Rex-ul ăla vine încoace, îl atragem în capcan. Asta e ultima noastră opțiune. Fai ferească Dumnezeu, poate reușesc să-l blochez în capcanea sau ceva. Uai, nu-i bine, mă, să-mi bag picioarele. Uite, acolo te-a basit cu stegosaurul ăsta, de acolo curățam toate chestiile de knuckleberry-uri alea. Ia, cum au ajuns nebunul. Băi, Terexila, vină încoace, haida. Haida, haida după T-Rex. Încă e încet prostul. Dar unde e să duce, băi? Haide aici, băiat, tu. Ah, ala-i. O, nu, unde naiba să duce, mă, ce face? Cumva fuge sau mi se pare mie? Îl afectează torporul, nu-i așa? E foarte interesant. Acest comportament se poate observa aici, că nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Dar acum va trebui să facem o chestie inteligentă. Ce e a chestie inteligentă, mă întreb oare? Unde să duce, mă, iară? O, nu te duce în direcția aia. Vino înapoi, mă, bestie. Abată-te, Dumnezeu, ce naiba face Rex-ul ăsta? Sfinte, mamă, natură, alai. Cu pumnul T-Rex. Câinele, corbea, mă atacă câinii. Mă atacă câinele. Uai, n-am mai trăit așa dramă în viața mea. Uai, al dracu câine, mă. Hai odată. Unde naiba te duci? Aici vino, bă, băiatule, hai da.
Fuge pe partea alaltă iarăși. Mă învârt în cer cu animalul ăsta. Îl rup în bucăți. Mă jur că îl pun raptorul ăsta pe el și îl rup în bucăți. Ce naiba e aia ăsta? Cine a inventat? Băi, cine a programat aia din jocul ăsta? Doamne, numai pum din cap. El ascunde pe chelie și aș da numai pum din chelie. Cum văd că să ducem? Să duce pe uscat și poate poți să-l împing spre capcanea sau ceva. Bar, n-am, nu știu cum gândește pe aia din jocul ăsta. Încă îmi pun întrebări cu dracu. Dacă R2 o să fie tot așa, mamă ce... Ce vorbe de dulce așa. Dar uite-te și tu, nu mai iese din apă, ești nebun? Cum dracu îmi scrie și mie cineva situația asta? Hai bă, că-s de partea ta, ce dracu vrei să faci? Hotărăște-te! Haide, că nu pot să-i mai dau mai multe săgeți, că dacă le ia somnul pe aici s-a terminat toată treaba mea, toată aventura mea s-a încheiat. Ha, explică și mie cineva, ce naibă comportamentul ăsta de AI superior? Advanced AI! Ia uite aici, Advanced AI, o creatură care încearcă să se sinucidă, dracu, dar are stamina infinită. Hai bă, mișcă-te pe uscat, băi. Care așa ca un rex, ăla de nivel 20, nicio treabă nu a avut. Ăla nicio trană, ăsta de nivel 4, 140, că-i stricat, dracu. Cu cât e nivel mai mare, cu atât e intelectul mai mic la ei, nu-i așa? Îmi mor nervi în cap încet, îmi pleznez neuronii ca foricele de porum, nu ți-a mișcat chestia asta deloc. Ce se întâmplă acolo, băi? Dracului Dilo, s-a trezit și ăsta, acum să vină să... Ia, bă, bată-te, atâta, na, mai ești maker, ai văzut dacă ești, opa. Sincer, mă tentează să-l omor. E foarte mare tentația să-i dau ceul la prost. Hai bă, mișcă-te pe uscat încolo, că-mi storci nervii din cap cum îmi stoarci un storcător lămâile, dracu de zamă. Mișcă-te încolo pe uscat, hai. Aha, bine că am făcut nivel în timp ce mă comporci ca copilul mării, dracu. Hai, crea să-mi omor și raptorul dracului cu un stegosaur mecanic, așa, ți-o nivelul 180 și-l batem lejer, ești nebun, te câta viață mai are raptorul ăsta. Rexul ăla nu mai e în apă, a dispărut. Să sperăm că n-a dispărut definitiv dracului, că atâta mi-ar mai trebui. Stego ăsta stai aici, ce trebuie cu scoartea stegozar până zonele astea, că nu înțeleg. Mi-am trecut mai bine 2 ore aici, numai când nu-i loc cu Rexul ăsta. A luat-o la fugă în apă, iar că m-a văzut. Pă bune, așa ceva n-am mai pomenit. E programare de asta artificială de calitate, ce asta să fie aia atât de stupid? Uite-te și tu la el, ce naiba coaie. Doamne, și numai ape întinsă pe păstă, tot numai să mă enerveze pe mine. Știi ceva, îi dau trunk așa, dacă le ia somnul în apă și moare, aia nu mă mai interesează, n-au un spinozaur acolo, na. Poate îl lovesc pe ăla, ce extraordinar ar fi să fug acum un spino pe cine, așa? Oh, nu, am lovit chestia aia. Fugi dracului, fugi, ai. Am lovit ce nu trebuia, mă. Bă, pe bune, voi developerii de la Ark, voi când vă vedeți jocul, nu vă simțiți mândri, nu vă vine să vă băteți pe umăr așa și zice, mamă ce bun sunteți, ce mai blană developer. Uite-te, Erex ăsta cu face cale întoarsă, na. Nu lasă să aducă pe uscat, ca orice creatură de uscat, ca de o să stea pe uscat, nu, el vine, hai să facem o baie caldă, ești nebun la cap, o baie în ocean. Ia, poate îi dau trigger sau cea cu săgețile, dar n-are nicio șansă, ești nebun. Ce dracu trigger să dau tot, dau mai mult trigger, îmi dau mie numai de fiecare săgeat, pe fiecare Asta am vrut să se întâmple, yay, finally guys, we got the Rex. Între timp oxigenul la Rex. What an amazing time to be alive. Cum dracu să nu. Ai mor dracu odată. Blestem ce ești. Mă, da, chestia asta nu moare, nu și-a damage. Hopa, raptorul s-a duce la suprafață, m-am înțeles. Ai scade oxigen, ai scade ca la morți scade. Unde naiba s-o dus ăsta, mă? Uite-te cum s-o duce la suprafață, nicio treabă. Vine că o stau să văd, eu cream că mare vreo șansă de supraviețuire Rexul ăsta. Ce șansă de supraviețuire mai bă? Asta s-a învârtit în apă ca prostul. Nu-i vina mea. Sau aș fi făcut eu ceva greșit, poate n-am jucat eu jocul corect, nu-i așa, experții ăștia n-arg, frate, drept. Bă, știi ceva, mi-am avut doza de cancer pe ziua de asta și pe luna asta și pe anul ăsta și pe secolul ăsta și probabil deceniu și viața asta. Așa că închei clipul ăsta aici, dacă v-a plăcut, deși nu știu ce dracu, nu știu ce poate să placă la lumea așa ceva când o să editez asta, o să-mi nebunea, să sară, o să-mi smulg port în cap de 15.000 de ori. Dar na, dacă v-a plăcut pentru motiv sau altul, lăsați dracu acolo un like, vă să pentru toată atenția, tot suportul, noi ne vedem cam și data viitoare. Hai da, jet, daci!